Un rol important în realizarea Marii Uniri de la 1918 l-a avut județul Bacău, pe teritoriul căruia, în primul război mondial, s-au dus lupte grele la Oituz, Cașin și Târgu Ocna. Peste 30.000 de soldați băcăoani au luptat pentru idealul național. În memoria lor, precum și a tuturor făuritorilor Unirii, episcopul locului, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Ioachim, a oficiat astăzi un tedeum la Catedrala Sfânta Cuvioasă Parascheva din Roman. În această dimineață, la Catedrala Arhiepiscopală din Roman a fost săvârșită Sfânta Liturghie, în cadrul căreia au fost pomeniți făuritorii Marii Uniri. În continuare, înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a oficiat un tedeum mulțumind lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra poporului român și a îndemnat la păstrarea și cultivarea patrimoniului spiritual. Credința, obiceiurile, libertatea, graiul, cultura, pământul țării sunt patrimoniul spiritual pe care ni l-au lăsat în grijă înaintașii și pe care avem datoria de a-l conserva și promova, împlinind peste timp testamentul străbunilor acestei națiuni. Să purtăm în noi așadar, iubiții mei, curajul și demnitatea voievozilor, hotărârea și spiritul de sacrificiu al eroilor, libertatea și entuziasmul scriitorilor și a poeților naționali, credința și speranța sfinților neamului și ale sfinților din toată Ortodoxia, să înălțăm în această memorabilă zi gândul către Dumnezeu Mijlocitorul în rugăciunile de bine și de liniște pentru țară și pentru locuitorii ei binecredincioși. Dar purtând în inima noastră istoria națională și dorul de Dumnezeu, vom ști că suntem români autentici, iar țara pe care astăzi o cinstim va avea un viitor mai bun și mai împlinit. La finalul evenimentelor liturgice, corul Diaconia al Catedralei Arhiepiscopale a interpretat mai multe cântece patriotice.